Vă prezentăm în episodul următor al cazului Buzdrea Năstase rolul în acest scandal al actualului administrator al complexului comercial Flora, Iordache Stelian. Acesta a fost un simplu angajat al complexului Flora până în septembrie 2007 pe postul de magazionier. După ce acționarul majoritar al firmei Universal Trade Company, ce deține complexul comercial Flora, pe numele său Buzdrea Dumitru, l-a alăturat pe Năstase Cătălin de la conducerea societății, domnul Iordache Stelian este numit administratorul firmei chiar în locul lui Năstase Cătălin. Până la acea dată, 12 septembrie 2007, Năstase Cătălin deținuse funcția de președinte al Consiliului de Administrație, directorul general și administratorul firmei. Pentru a-l forța pe Năstase Cătălin să vândă acțiunile ce le deținuse în companie, domnul Buzdrea le închide abuziv restaurantele celor 5 frați a lui Năstase în cadrul complexului Flora. Noi avem un lanț de restaurant cu contractele, 6 contractele valabile, și i-a început o presiune că nu va plăti curent sau nu știu ce, vorbă din asta, dar de fapt este o problemă că fratele meu este asociat și acționar și ea a făcut un alt scenariu spre mine ca să oblig pe fratele meu să preda acțiunile. M-a chemat mai mult ori la birou la el și a început să vorbesc. Domnul, dumneavoastră nu aveți liniște aici dacă nu oblig pe fratele tău să preda acțiunile. Și zic, domnul, eu n-am nicio treabă. Eu sunt criaș, am contractele cu firme respective, ani de zile, și treaba dumneavoastră este cu fratele meu. Motivul? Ci că nu și-a plătit curentul electric. Mai mult, Buzdrea i-a dat în judecată cerând bani pe curentul electric retroactiv pe 4 ani în urmă. Motivul acesta este unul bizar. În contractul de închiriere nu era specificat acest lucru, de altfel la niciun spațiu închiriat în tot complexul Flora și nici la cei 5 frați al lui Năstase Cătălin. Acesta a fost doar pretextul să nu-i mai primească în incinta complexului. În urma procesului, li s-a dat dreptate celor 5 frați al lui Năstase Cătălin, dar nici în continuare nu li s-au dat voie să intre în incinta complexului. În momentul închiderii restaurantelor, în frigidere și magazii erau sute de kilograme de carne și alte alimente care s-au stricat acolo. Totul din vina lui Buzdrea Dumitru, care a dat comanda subordonaților săi să sigileze restaurantele. Mâna sa dreaptă în toată afacerea aceasta a fost angajatul său, Iordache Stelian. Acesta a participat la furtul de mobilă al lui Năstase Cătălin, ce era în fostul său birou de la complexul Flora. La ordinul lui Buzdrea, Iordache transportă împreună cu alți angajați de la complex mobila la un verișor al lui Buzdrea, undeva în județul Gorj, la un anume Nino. Năstase Cătălin participă la o emisiune TV în care, prin telefon, domnul Iordache este rugat să dea unele explicații. Urmăriți în continuare secvențe din acea emisiune din anul 2009, la 2 ani după acele evenimente. Domnul Iordache, da? Sunteți în direct. Bună dimineața! Ce rămâna! Vă ascultăm! Ce aveți de zis la toate acestea? Sau n-ați postat? Dar de fapt știți despre ce este vorba. Știu de ce este vorba. V-am spus și în trecut. Domnul Năstase aici spune că toate sunt false. Cine este vinovat, hotărârea va lua instanța. Eu, ca administrator, v-am spus, nu pot să iau o hotărâre singur fără Consiliul de Administrație al societății. În afară de asta, ce v-am spus, nu este un proces pe rol care, la vremea când domn, va judeca... Domnul, dar noi am câștigat procesul. Noi am câștigat procesul. Este vorba despre procesul în care Năstase Cătălin cu cei 5 frați ai săi câștigă în fața lui Buzdrea, proces în care au fost acuzați că nu au plătit curentul electric la restaurantele din complexul Flora, cum v-am relatat și anterior. Știți foarte bine că noi am câștigat procesul. Auziți ce spune? Dar noi acum v-ați văzut că nu ne lasă cu forță, vă adicază, nu ne lasă. Noi am câștigat procesul. Domnul, de ce nu sunteți cu dreptate? Păi stați, v-ați dus cu un executor judecătoresc?
cum este legal. Domnul Iordache, mai suntem la telefon? Ca să nu exagerez. Domnul Năstase spune că a câștigat procesul și nu e lăsat. În repetate rânduri, Năstase Cătălin, împreună cu cei 5 frați ai săi, dorește să intre în complex, dar nu le se dă voie de bodyguardii lui Puzrea. După ce li s-au închis restaurantele, cei 5 frați al lui Năstase Cătălin au făcut o sesizare la Direcția Sanitar-Veterinară. Șeful pe sector 1 al Direcției Sanitar-Veterinare vine să facă o constatare abia la 2 ani după, adică în 2009. Domnule doctor, la 2 ani după se vine? Credeți că acele alimente mai sunt bune după atâta timp? Rușine, domnule doctor, rușine. Și asta nu ar fi tot. La acea dată, comisia de constatare de la Direcția Sanitar-Veterinară nici măcar nu intră în restaurante, ele fiind închise, iar șeful lor savura o cafea cu domnul Puzrea în birou. Vizionați în continuare convorbirea telefonică dintre Nicos Cudunis, realizator OTV, și acel șef al sector 1 al Direcției Sanitar-Veterinare. Da, sindeții în interiorul clădirii, am vorbit, suntem de la presa, eu sunt Nicos de la OTV, alături de mine sunt colegii mei de la ProTV și de la Casa TV. Am cerut oficial pe cineva să iasă, dacă se poate, să ne dea niște declarații, să nu stăm ca fraierii la 40 de grade afară. Puteți să ne respectați pe noi și să ieșiți și să ne dați o declarație? Nu, declarație și toate datele care dumneavoastră le cereți, o să vă adresați pe Direcție Sanitare Veterinare. Am înțeles. Conducerii unității respectiv, directorului executiv și biroului de presă, purtător de spun de la Direcția Sanitare Veterinare, municipiului București. Am înțeles. La mine, da. Nicos, da? Nicos, domnul Nicos. Așa, deocamdată nu vă putem pune, dar nimic, nu facem altceva decât verificăm niște alte documente din 2007 de probleme sanitar-veterinare și siguranță alimentară. Aveți mare dreptate, problema este... Mă auziți? Da, aveți mare dreptate. Problema este că noi stăteam pe partea cealaltă acolo, dumneavoastră ați venit aici pe partea cealaltă. Eu vă văd pe dumneavoastră, eu sunt la birou. Am înțeles. A, ne vedeți, da? Uitați. Să trăiți. Să trăiți. Mă bucur că vă văd. O întrebare, pentru că o întrebare vreau, atât vreau. Problema, nu filmam, nu nimic. Și, surpriză, domnul doctor era chiar în biroul lui Puzrea, care îi dădea indicații cum să scape în acest dosar de domnul Năstase Cătălin. Trageți și dumneavoastră concluzia. Revenind la domnul Iordache Stelian, acesta a fost numit administratorul firmei după ce era omul din umbră al lui Puzrea, făcând toate falsurile și afacerile murdare ale companiei. Care ar fi povestea acestui Iordache Stelian? La început, era un simplu căruțaș, încărca și descărca marfă în complexul Flora, angajat doar cu 8 clase primare. Este numit apoi magazioner. Năstase Cătălin, în timp ce era administrator și președintele firmei, îl prinde pe acest Iordache Stelian că fura pe gestiune marfă cu baxurile la sfârșit de program. Puzrea îi face sesizare la poliție, dar surpriză, a doua zi, soția lui Iordache vine cu o adeverință medicală precum că a suferit un preinfarct și este internat în spital. Puzrea, împreună cu mâna sa dreaptă din poliție, Segu Emanuel, retrage plângerea de la poliție, dar dosarul rămâne undeva într-un sertar al poliției. Pe seama acestui dosar, Puzrea îl șantajează de la acea dată pe acest Iordache Stelian. Cu timpul, devine mâna sa dreaptă în toate afacerile necurate făcute de Puzrea. Un exemplu concludent este momentul în care poliția găsește în casa lui Puzrea hackeri ce furau bani din conturile de pe eBay. Pentru a scăpa, Puzrea îi face contract de închiriere pe acea adresă unde stăteau hackerii lui George Claudiu Iordache, fiul administratorului Iordache Stelian, cu o dată de închiriere anterioară, totul făcându-se prin intermediul doamnei Stoica Elena, director la administrația financiară sector 1. Trageți și dumneavoastră concluzia. Astfel, Puzrea scapă pasma curată, spunând că acei hackeri nu stăteau acolo cu acordul său, ci acel George Claudiu Iordache știa despre ei. Cel cercetat a devenit fiul lui Iordache Stelian, George Claudiu. Dar cine se ocupă de acest caz? Același voi cu Mihai Marius, prietenul lui Puzrea. Vă aduceți aminte din episoadele trecute. Concluzia? George Claudiu Iordache scapă fără nicio condamnare. Rușine, domnule Puzrea. Rușine. Rușine, domnule Iordache Stelian. Rușine. Rușine, poliția română. Rușine. Când în vara lui 2009,
Mai multe posturi TV vin să filmeze la complexul Flora, cel care este trimis să dea explicații presei despre constatarea comisiei de la Direcția Sanitar-Veterinară este același Iordache Stelian, care spune niște aberații imense, că toate alimentele sunt bine congelate. Puii, carnea, toate se află congelate. Se poate demonstra, nu cum zice dumnealui, nu intri deloc. Arătați. După 2 ani, domnul Iordache, vă amintim că restaurantele s-au închis și s-a tăiat lumina. Cum au mai funcționat frigiderele? Observați în continuare imagini filmate cu camera ascunsă, cum arătau acele restaurante după 2 ani de zile. Mizerie, mizerie, mizerie. Și domnul Iordache spune că alimentele sunt bine congelate. Minciuni, minciuni, minciuni. Aceea zi de vară a anului 2009, când cei de la Direcția Sanitar-Veterinară erau în inspecție la complexul Flora, cel care a fost trimis să dea explicații, adică Iordache Stelian, ajungând să zică prea multe, a primit ordin de la Puzdrea, printr-un bodyguard, să se retragă. Observați acest lucru în imaginile următoare. Se poate demonstra, nu cum zice dumnealui, și vedem. Nu vezi, nu intri deloc. Arătați, arătați. Vreți să apară pe postul aici, să funcționează și lângă un focar de infecție? Eu v-am spus și am avut de spus. La 2 ani după închiderea restaurantelor, într-o emisiune TV, același Iordache Stelian intră prin telefon și face niște afirmații aberante. Adică, Năstase Cătălin să facă o cerere și apoi poate intra în complex. Adică după 2 ani, după ce s-au stricat toate alimentele, după ce s-au pierdut peste 160.000 de euro, să știți că sunteți cam hazliu, domnule Iordache Stelian. Deci noi am hotărât, dumnealor, când poate să vină în complex, să facă o cerere, să intre în complex, să-și ia tot ce are acolo în restaurant. Am zis. Unde să facă acea cerere? Să face o cerere și să-și ia tot ce vreau. Dacă noi avem peste 100.000 de euro marfă acolo și s-a închis, adică a doua zi, au venit, uitați, ca să nu spuneți, uitați, au venit muncitorii de la servici, da, și n-au lăsat pe ei să intre. Uitați, vă rog frumos, citiți asta, nu e făcut de mine. Când este? 12.09.2007, vă rog frumos. Este un proces verbal, așa, prin care, în punctul de lucru așa de la Flora, s-au constatat următoarele. Azi, în jurul orelor 7.38, salariații firmei SC Samira Sărțărăr s-au prezentat la locurile de muncă, dar nu au fost lăsați să intre și să deschidă restaurantele și chioșcurile de către agenții de pază. Datorită acestui fapt, s-a întocmit prezentul proces verbal semnat de toți salariații SC Samira. De dimineață, ca de obicei, la 7:15. Da. A fost bodyguardii care la poartă m-au oprit. A spus că n-am voie să intru în Flora, că s-au sigilat cioșcurile. Cine i-a dat ordin? Păi nu ne-a zis cine i-a dat ordin, dar am bănuit că a spus. Că nu ne-a spus nimic, decât că nu avem voie ca să intrăm. Și atunci ne-a dat una fost la poartă. Și câte sunteți? 20. Și din 2007, ce a rămas din marfa asta? Cine plătește, domnule, marfa asta care s-a stricat? Cine plătește? Deci, valoarea fac... Nu numai asta. Și Iordache, deci noi am investit niște bani acolo și știi, restaurant nu se face așa, se bat pe balme. Deci a făcut din 93, are restaurant acolo. Deci au luat un magazin, uitați, asta proces verbal, și uitați care sunt semnați, da? Toți, uitați, puteți să sunați pe ei și întrebați pe ei, domnule, astea toți sunt, că eu nu aduc ceva din mă. Plus de asta, eu v-am zis, 100.000 de euro avem în magazin acolo, nu le lasă să intrăm. Domnule Iordache, mai aveți ceva de adăugat? Nu. Trageți și dumneavoastră concluzia. Rușine, domnule Stelian Iordache, rușine. Ne vedem în instanță să ne cerem dreptatea.
Vrem dreptate.